despre noi, despre vaci, despre voi, de la Dorohoi. Dacă nu mai țineți minte refrenul, sunați-vă părinții mei de pe vremea lor. Iutrești codrii. Iutrești codrii din Aram, de departe pe Zărzem, fost acasă răbunicu și pie la Uzurlăm. M-am urmat de atâtea ori să-mi dea actele pe casă, dar ea nu vreau să mă ascult, și-i țin ușa spre ea să-i mult. Mama de cu sară la căminul cultural, când după o zi de coasă am mers cu mândră la mal. Îmi bătu un chel de țuică să-i dau mântra cu împrumut, că oricum eram prea mare și n-aș fi tot. Ești prostit. Sară nebuniți vecinii cu găleți de apă, nu ne găluzer, că nu-i sate și le arăt ca un fântână și străci. Mă lasă-i pace, mă încânt sprint o poră, care taie babul boșca. Au chișară! Nu-i zbă de dată, bă, nu știu fumul de unde vine. Într-o casă, dragonico, nu o să sunt foarte bine. Pare rău de ce-am făcut, ce regret și vreau să mor. Și-am chemat televiziunea să mă taie în fața lor. O sursă de energie pentru noi la ora asta și ne-am simțit exact ca între prieteni, exact ca la noi acasă. A venit momentul în care Fălăzăver face piesa aia de ne cerem scuze pentru deranj, piesa aia de rămânem prieteni, de ne prezentăm, spunem unde lucrează părinții noștri.
piesa aia de vă rugăm frumos, mai tare pe bis. Errata, să avem pardon.